Este o femeie puternică care a învins cancerul la sân și este și mamă de gemeni și mai este și medic, iar femeie puternică la puterea a treia. La ea apelează toate vedetele noastre atunci când vor să facă din 55 45, din 45 35, adică să-și ascundă vârsta. Avem alături de noi o femeie, exact cum am spus puțin mai devreme, la puterea a treia, așa că o întâmpinăm pe doamna doctor dermatolog Mirela Mirtoiu. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, bine v-am găsit și bine că v-am regăsit! Bună dimineața, bine ați venit, ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi în această dimineață. Și da, sunteți o femeie puternică. Cred că mă iubește Dumnezeu, nu e vorba de a fi puternică. Cred că dacă Dumnezeu vrea și te călăuzește așa cum trebuie... Simplul fapt că aveți mentalitatea asta, sunteți o femeie puternică. Păi dacă nu ai această mentalitate, știi, în lupta cu, hai să zicem, că te împrietenești la un moment dat cu cancerul. În lupta cu cancerul trebuie să fii foarte tenace, să ai practic o stăpânire de sine și să iei lucrurile așa cum sunt și să faci absolut tot ca să treci. Pentru că dacă plângi și îl întrebi pe Dumnezeu de ce oare eu, de ce Doamne eu, nu rezolvi nimic. Corect, că trece timpul și dacă trece nu faci timpul, nimic... tu ești veșnic dezamăgit de problemele pe care le ai, dar nu vezi ce trebuie să faci ca să poți să trăiești. Asta este cel mai important. Nu mai e vorba aici nici de kilograme, că... Asta este ceea ce fac eu, slăbesc persoanele, le ajut să arate foarte bine. Dar totuși valorile de acum 7 ani, că sunt 7 ani de când am trecut prin... m-am întâlnit cu prietenul meu de suflet, cancerul. Valorile s-au schimbat foarte tare, adică... Cel mai important este să te iubești pe tine, să înveți din această problemă și să nu te mai lași pradă disperării că, vezi, Doamne, ai 2 kilograme în plus sau ai niște vergeturi sau câteva riduri. Nu, alta e problema. De fapt, esența vieții este să fii sănătos, să te iubești și în felul ăsta poți să iubești pe ceilalți, ceilalți pot să vină alături de tine. Când și cum ați descoperit acest cancer la sân? Eu am avut un noroc fantastic, pentru că fiind medic, știam ce înseamnă controlele periodice. Asta este cel mai important lucru. Ca tu, în fiecare an, în funcție de vârstă, să apelezi la niște programe de control. Este foarte important, chiar și pentru fetele de 21 de ani. Pentru că eu ceea ce fac acum, navighez foarte mulți pacienți către Turcia pentru nu numai cancere și pentru programele de control, am întâlnit foarte multe fete de 20, de 21 de ani cu cancer la sân. De ce? Pentru că acel cancer este un cancer de multe ori genetic. Iar probabil că nimeni nu le-a sfătuit pe acele tinere sau să facă în fiecare an un control la sân. Dacă ai o bunică, dacă ai o mamă, dacă ai o mătușă care a avut un cancer de sân de colon de ovar, atunci poți să te gândești că acel cancer poate să fie un cancer genetic. Și ereditar. Trebuie, știi, au fost niște programe sponsorizate de stat să-și facă tinerele niște analize, BRCA1 și BRCA2, ne arată foarte mult dacă acea persoană are un risc crescut de a face cancer. Cum își poate da seama o tânără de, nu știu, alegeți noastră vârsta, 18-21 de ani, că poate avea o problemă? În primul rând, primul semn este că se înroșește sân sau apare ca o celulită, apar scurgeri, dar în general tinerele încearcă să meargă la
medici să-și facă ecografii și așa mai departe și se poate depista foarte... Îmi permit să întreb și sub forma aceasta. La pipăire se poate înțelege, observa ceva, la palpare? Doar dacă este problema destul de avansată, dacă nodulul sau tumora este... destul de mare, atunci, atunci autopalparea, cum era în trecut, dumne, fiecare femeie să se autopalpeze la duș, e un mit, pentru că tumorile sunt atât de mici de foarte multe ori și atât de agresive, încât nu le poți depista în felul acesta. Nu. Cel mai bine este ecografia de sân. Este salutară. Primul lucru pe care noi, femeile, ar trebui să-l facem ar fi să facem o ecografie o dată pe an. Măcar la nivelul sânului. Dar să nu uităm și de cancerul de col. Cancerul de col... Asta vreau să vă întreb acum, câte tipuri de cancer sunt? Sunt foarte multe tipuri, dar cancerul de col este o explozie din cauza faptului că familia nu mai este familie, iar tinerii își schimbă partenerele foarte des. Este dat acest cancer de col, este dat de HPV și atunci diseminarea de la o parteneră la alta este foarte mare. De aceea e bine să-ți faci în fiecare an un Babeș Papa Nicolau, o secreție vaginală, dar să nu uităm de bărbați, că și bărbații au din ce în ce mai frecvente probleme la nivelul prostatei. Noi știam înainte că PSA-ul, deci este o analiză care ți arată dacă prostata este în stare bună, se făcea după vârsta de 40-45 de ani. Ei bine, noi am depistat cancere de prostată la vârste foarte tinere, în jur de 30-31 de ani, și printr-un noroc au fost depistate. Dar există și cancer de vezică la bărbați. Și la femei. Uh-huh. Destul de frecvent. Dar cele mai frecvente în momentul de față sunt cancerele de sân, cancerele de col, cancerele de prostată și de colon. Uh-huh. Foarte frecvente. Au o frecvență foarte, foarte mare. Probabil și alimentația, și stresul, și toate device-urile pe care le purtăm asupra noastră, pentru că fiecare device are o radiație. Din păcate nu prea avem ce să facem, că avem. După felul în care a debutat discuția, da, trebuie să găsesc rezerve, să-mi ridic puțin moralul. Că... Nu, să știi că există, uită-te la mine, există șanse să treci și să fii fericit, să te iubești și să poți să fii alături de familie în continuare. Dar asta în ce fel și cum? Pentru că există, dacă vrei să trăiești și dacă Dumnezeu vrea să trăiești, îți va da niște portițe pe care tu va trebui să intri și să-ți faci tratamente. Există tratamente în momentul de față revoluționare. Spun asta pentru că spitalele pe care le reprezint eu din Turcia au aparatură de ultimă generație, zici că ești la NASA, adică au tot ce trebuie. De exemplu, Cyber Knife-ul la noi în țară nu există. Acolo există. Și este, ce este asta? Ce știe să facă? Este un radiobisturiu care fixează o țintă, deci e un fel de radioterapie, fixează ținta și oricât te-ai mișcat tu, el bombardează doar ținta. Mm-hmm. Acest Cyber Knife se folosește la tumorile greu accesibile, la tumorile intracraniene, la metastaze, adică nu e nevoie să-i mai deschizi capul ca să poți să-l operezi și să scoți o metastază de la creier. Poți pur și simplu să apelezi la această radiochirurgie cu numai 3 ședințe, pacientul este bine mersi, poate să meargă să bea o cafea, să mănânce, nu are niciun fel de problemă. Este avansat. Da. Iau în calcul cei din Turcia să-și deschide și aici spitale cu exact aceeași tehnică? Nu pot să zic că își doresc foarte tare, adică de-a lungul anilor exodul ăsta de pacienți este foarte mare.
Sunt în jur de 20-30 de pacienți pe săptămână care deja merg înspre Turcia pentru acest turism medical, dar știi care e chestia? Este foarte important să-ți alegi omul cu care mergi, care cunoaște medicul, că și acolo probabil sunt medici și medici, ca peste tot. Clinica, pentru că dacă te duci la o clinică care nu e consacrată sau care este undeva într-un bloc și te duci și vrei să-ți scoți stomacul și persoana respectivă zice, domne, m-am dus la clinica cu tare, dar clinica cu tare era la etajul 3, într-un bloc unde copiii urlau în fața, dar era mai ieftin. Ieftin dai, ieftin face. Și eu am o vorbă că cu cât este mai ieftin sau gratis, cu atâta este mai scump. Mai scump că plătim cu viața de cele mai multe ori, din păcate. Dar în aceeași măsură există și oameni care nu au situație financiară foarte există bună. Foarte și multe. Atunci ce face? Apelează la diverse programe? Există oameni care nu au foarte mulți bani și care sunt ajutați de anumite fundații, de anumite societăți comerciale. Depinde. Sunt oameni care merg în Turcia doar pentru stabilirea diagnosticului. Cum ajută statul român oamenii ăștia? Da, pentru că știți de am ce vine întrebarea asta? Întrebare fără răspuns. E puțin ciudățel așa, doar că te gândești că ești nevoit să pleci până în Turcia ca să te tratezi pentru niște probleme, pentru că în România nu există posibilitatea. Ba, există posibilitatea. E redusă de? De faptul că există liste de așteptare, totul se întâmplă dintr-o parte într-alta. Acolo există toate spitalele care sunt de renume, au absolut tot ce ai nevoie. De exemplu, eu, ca să încep o ședință de chimioterapie, a trebuit să-mi fac o biopsie, a trebuit să-mi fac un control cardiovascular, a trebuit să-mi fac niște analize de sânge, niște ecografii. Dacă eram acasă, trebuia să mă duc încolo și să aștept să am loc. Acolo... Și timpul trece. Iar cancerul este o boală care este contra cronometrică. Da. Nu, se spune, deci un medic din România, când eu am discutat cu acel medic, mi-a spus cancerul, doamna doctor, nu este o urgență medicală. Și atunci am realizat că dacă nu treci pe acolo, n-ai cum să înțelegi. Este foarte greu de înțeles ce simte un om căruia i s-a pus un diagnostic și spui că nu este o urgență medicală. Cum? Cum putem să facem asta? Fiecare celulă din acea tumoră poate să plece pe care vascular, limfatică. Gândiți-vă că dumneavoastră sunteți medic, da? Și cât de cât cunoașteți, aveți niște cunoștințe în domeniu. Dar dacă asta i s-ar fi întâmplat unei persoane pur și simplu care are o altă meserie și care nu cunoaște din punct de vedere psihic ce face, pentru că în boala asta contează foarte mult psihicul, ca tot organismul să lupte și să vrei să faci ceva pentru tine. Păi acea persoană nu mai are timp să se gândească foarte mult, pentru că încearcă să dea zeci de telefoane să găsească programări la RMN, încearcă să găsească programări la CT, mai ales la cei care fac prin casa de asigurări de sănătate și nu își permit, așteaptă o lună până mai intră niște fonduri. Mari consumatori de sânge de multe ori sunt bolnavi oncologici. Da, corect. Pentru că ei au operații foarte grele, consumatoare de sânge, fac tratamente de foarte multe ori la care valorile se prăbușesc foarte tare. Hemoglobina scade foarte mult. Hemoglobina, trombocitele. Și atunci e nevoie de sânge. E nevoie de sânge pentru că altfel pierzi pacientul. Dar, uite, vreau să spun o chestie foarte interesantă.
Într-una din zile eram în Turcia și am văzut niște, ca un fel de rulote, foarte mulți oameni în jur. Oamenii stăteau la coadă să dea sânge. Pentru ei este o chestie fantastică. Și e ceva normal? Și spune, tu ești fratele meu acum. Eu când m-am operat în Turcia, vorbeam cu un domn de acolo și zice, a, tu te operezi peste două zile, mă duc mâine să donez sânge. Și după ce, după ce a donat sânge, după ce am ieșit din operație și ne-am reîntâlnit, mi-a zis, acum tu ești sora mea. Adică, cumva, pentru aveți același ei, sânge. Pentru nu? Ei este o chestie extraordinară să doneze sânge. Da, pentru că probabil că, sau mai mult ca sigur, diferă mentalitatea. Nu? Da. La ei este ceva normal. Sunt conștienți că ăla de lângă ei are nevoie de ajutor și atunci exact. Merg de bună voie, da? Fără să aibă vreun stimulent sau nu știu, există și acolo nu ceva? Prea. Nu, nu? Nu. Deci cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Cum orice femeie vrea să fie frumoasă, totuși, dacă tot discutăm despre acest subiect sensibil, ce simte o femeie atunci când primește acest diagnostic? Ce se petrece în mintea unei femei atunci? Îi fuge pământul de sub picioare. Dacă femeia respectivă este mamă, cum am fost eu și sunt, copiii mei aveau 3 ani, nu m-am gândit foarte mult la mine. M-am gândit la ei, oare ce se întâmplă cu ei. Îți fuge un pic pământul de sub picioare și după aceea există ceva care vine de sus și zice, trebuie să faci, să te lupți. Deci, îți fuge un pic pământul de sub picioare, trebuie da, să... psihic se prăbușește, practic, în momentul ăla, se prăbușește da, universul. Da, ți se prăbușește, dar nu ai timp să-ți plângi de milă. Că dacă ți-ai plâns de milă vreo 2-3 săptămâni așa și nu faci nimic, degeaba încerci să faci după aceea. Deci pentru o femeie care se plânge 2-3 săptămâni există șanse uriașe ca în următoarele 2-3 săptămâni să și moară? Nu. Doamne ferește, nu. Păi mă gândesc că unele n-au puterea asta, doamnă, și poate chiar acum ne privesc. Au nevoie... Cred că ar fi să... Deci există foarte mulți oameni care ajută aceste persoane să treacă. Ar fi foarte... De multe ori... un pacient care este diagnosticat cu cancer încearcă să se închidă în el sau apelează la psiholog sau... Da, pentru că e posibil să intre în depresie. Da, în general negarea este principala chestie pe care o face un pacient. Zice, nu domne, eu nu am. Eu nu, mi-au greșit analizele, eu nu. Și aici da, intervine opinia medicală practic. Gratuită și reinterpretarea probelor de parafină pe care noi le facem pentru pacienți. După care, depinde, eu am trecut singură prin chestia asta, adică eu și copiii mei și mama mea, susținerea prietenilor și a fost destul de puternică, dar persoana de care, pe care trebuie să te sprijini, familia, așa, n-a existat. În general, sunt unii soți care fug și unii care stau. În general, pacientele a căror soți fug, acelea nu sunt bine. Normal, pentru că psihic sunt prăbușite. De două ori, practic, exact. Prăbușite. Am cunoscut foarte multe paciente care, în momentul diagnosticului, soțul a plecat și a luat o amantă tânără și dus a fost. Da? Pentru că depinde cum e viața. Deci viața e un actor. Se întâmplă și invers în cazul cancerului apărut la un bărbat destul de tânăr? În general, să... nu. În general, nu. Cunosc femei foarte tinere, cu soți tineri, mai în vârstă,
care fac orice pentru soțul lor, pentru iubitul lor. Da, poate că ele sunt mult mai grijulii, mult mai femeia... Bărbații fug. Are altă percepție. Pare ușor că generalizați când spuneți asta. Nu generalizez. Este realitatea. Este realitatea. Întâlnită în cele mai multe cazuri? În foarte multe cazuri. Nu în cele mai multe. În foarte multe cazuri. Care este stilul de viață pe care ar trebui să-l adoptăm după ce ne-am vindecat? După ce te-ai vindecat, același stil. Pentru că nu mai ești bolnav. Trebuie să faci sport, să mănânci bine, să renunți la foarte multe vicii, să nu consumi alcool, să nu fumezi, să Dar stă în continuare psihic cu frica de a reveni? Nu trebuie. Pentru că ceea ce gândești, aia primești. Eu nu gândesc niciodată așa. Eu gândesc, mă duc la control ca să văd că sunt bine. Nu mă duc la control și mă gândesc dacă am recidivă. Nu. Dacă gândești așa, de multe ori se întâmplă. Și cel mai bine este să te duci la controlele periodice, să le faci exact așa cum ți se spune. Dumneavoastră, atunci când ați primit diagnosticul, a trebuit să renunțați la un viciu, la un obicei? Și v-a fost greu să faceți asta? Nu. Eu n-am renunțat la nimic. Păi, explicați-mi puțin, n-ați avut viciu, n-ați avut obicei sau n-ați avut niciunul care să vă pună în pericol evoluția și mai grea, dificilă? În afară de cafea, la ce mai puteam să renunț? Păi, mă gândesc, poate necunoscându-vă, poate fumați, poate mâncați prea dulce, poate junk food-ul, regimul alimentar. Niciodată. Deci, în afară de cafea și câteodată fumat, nu am avut alte vicii. Cum a reacționat mama dumneavoastră când a aflat asta? S-a speriat. Pentru că este în vârstă și se gândea câtă viață mai poate să aibă ea ca să mă ajute să cresc cei doi copii. Copiii mei sunt minunați, sunt niște copii fantastici. Să vă trăiască. Mulțumesc. Cred că ei au fost funia de care eu m-am agățat ca să pot să-i cresc și să-i aduc la un anumit nivel. Motivația care... Clară. Am înțeles. Deci, de aici îmi vine să vă întreb, dacă n-ar fi fost ei, ați mai fi fost la fel de puternic? Credeți că ați fi găsit? Cred că da, pentru că mi-am găsit o nouă vocație să stau alături de pacienții oncologici, să-i ajut, să discut cu ei și să-i îndrum spre ce au de făcut. Este foarte important. Știi că am fost aseară la un eveniment și toți psihologii și psihoanaliștii și așa mai departe încearcă să facă psihoterapia cu un bolnav de cancer, dar n-are cum să facă, din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că n-a fost în papucii lui ăla. Mm-hmm. Nu are cum. El vorbește din auzite. El vorbește, știi, ar trebui să te iubești, să faci, să dregi. Dom'le, ăla care are problema aia și este atât de speriat, n-ai cum să-i dai tu niște sfaturi. Când te duci la o psihologă, de exemplu, eu acum, de exemplu, mai grăsuță, fără păr în cap și așa mai departe, ajung la o psihologă frumoasă ca tine. Mă hibă! N-am cum să-ți spun ție, Doamne, sunt disperată că o să crăp. Nu! Da, este normal până la urmă, pentru că adică este perfect intervine și frustrarea aceea. Vine o frustrare, vine... Adică, Doamne, psihologul este foarte bun, într-adevăr, te poate ajuta, dar... Pentru o anumită serie de probleme, totuși. Exact. Chiar pentru orice, nu știu, așa e. Știi că e o modă, toată lumea. În primul rând, foarte multe tinere care termină facultatea de psihologie au senzația că pot să facă terapie cu foarte multe persoane. Nu trebuie să fii instruit ca să poți să înțelegi problema acelui om.
Da, și știți cum este, că în momentul în care nu treci prin problemele prin care a trecut respectivul om... Sau cel puțin să ai un membru în familie. Exact, da, să te lovești cumva de problemele respective. Este puțin greu să ajungi chiar să transmiți omului respectiv din fața ta și el să perceapă cumva mesajul sau poate că nu ești în stare să-l transmiți așa cum ar trebui pentru că tu n-ai trecut prin asta. Sau nu te-ai lovit cumva în familia ta de așa. Poate chiar și vârsta la un moment dat, dacă pacientul e mai mare cu 25 de ani decât tine. Ce experiență? Mai degrabă te învață pacientul, mai are puțin și zice, mai îmi faceți un discount, vă rog frumos, la taxă. Că fac taxa, eu psihoterapie da, cu tine. Da, e destul de complicat. Susținerea, de multe ori, susținerea familiară familială este foarte importantă pentru că mai degrabă cel din familie are nevoie de terapie decât pacientul care este în problemă, pentru că, de exemplu, pentru mulți povara bolnavului este foarte mare și ei au nevoie de foarte multe. La părinți e, cred că, extrem de sensibil. Adică pentru un copil care are părintele bolnav este una, dar pentru un părinte care are copilul bolnav și sunt copii foarte mici care sunt tratați la noi în clinică de anumite tipuri de cancere, foarte frecvente, la vârste foarte mici. Noi avem o secție foarte mare de pediatrie oncologică. Cum s-a făcut pila de găină când vorbiți de cazuri de genul ăsta, că și mai mie sunt sensibilă la bătrâni, la copii. Și mie mi se face pielea de găină, dar reușesc să-i ajut. Asta să ajung. Cum reușiți să fiți? Îmi doresc foarte mult să trăiască, să fie bine. Îmi doresc din tot sufletul. Aveți discuții după aia cu mămicile pe hol, ca de la mamă la mamă, adică bănuiesc că se lasă limbajul de specialitate deoparte și se... De multe ori plec cu ei în Turcia ca să-i însoțesc, ca să fiu un sprijin pentru mămică sau pentru familie. Sunt oameni care nu se descurcă cu limba engleză, cu toate că la noi, la spital, există traducători din partea spitalelor de limbă română-turcă, sunt gratuiți, dar în general ai nevoie de cineva lângă tine să te valideze, să fie alături de tine, cu care să poți să bei o cafea pe hol, cât aștepți. Să te încurajeze. Deci toate aceste aspecte, un psiholog nu are cum să ți le dea. Mai există oameni fără cancer, doamne? Da. Eu, de exemplu. Acum nu am cancer. De ce? Nu, dar există. Înțelegeți cam unde am vrut să ajung cu întrebarea. Mai există șansa ca un om pe parcursul vieții lui să nu dezvolte această afecțiune, boală îngrozitoare? Da, deja mi se pare că a devenit o boală foarte frecventă, neținând cont de vârstă, de sex, de nimic. La unul la 25, la unul la 60, dar oricum apare. Apare pentru că noi trăim într-un mediu extrem de poluant. Noi trăim într-un mediu în care alimentele nu mai sunt bune. Adică, practic, ceea ce mănânci, cum? Eu mănânc carne de curcan cu gust de pește. De ce? Cu ce a fost hrănit curcanul ăla? Cumva, e o întrebare pe care o arunc așa către univers, pentru că nu-mi permit eu să trag o concluzie. Ar trebui să înțelegem că am ajuns și noi, poate numeric, prea mulți pe planetă și am ajuns să găsim tot felul de formule să înlocuim alimentația de bază? Păi nu vezi că asta se încearcă? Poate carnea aia tipărită 3G, 4G sau cum se tipărește carnea, că am auzit această chestie cu gust de vacă, cu gust de porc, poate aia nu fie atât de cancerigenă, nu știu. Și cu un aport proteic la fel de mare și... Nu știu, nu pot să-mi dau seama, dar tot ceea ce mâncăm multă sănătate și multă fericire. Eu zic că totuși alimentația este responsabilă, pentru că
am cunoscut rovegani cu cancer de colon. Dar ei mănâncă legumi, fructe, crude, care sunt pline de pesticide, de chimicale. Sunt stropite ca să țină, să nu se strice. Ce ar trebui să mâncăm? Da. Nu știu. Da, chiar ajuns. Asta să... e o... Am cumpărat la un moment dat o salată, mi-a plăcut mie și am uitat-o în frigider. După 2 luni de zile am fost plecată și după 2 luni de zile am găsit salata în frigider. Avea decât prima frunză uscată. Deci mai există și... Ce frigider eficient, doamnă! Da. Vedeți, dacă întorci clepsidra, zici, mamă, ce frigider e la frate! Vedem partea bună, pahar. Da, da. Da, e clar că ceva e în regulă cu respectivele legume. Roșiile, uite-te și tu la roșii. Sunt mutate, tot felul de... Colorate. Am auzit că pepenii, deci era o discuție, eram cu o mămică în... par cu copiii care zicea, aolo, de-abia aștept să mă duc la mama mea acasă să-mi iau niște pepeni de ea bun și zic, păi iau și aici, de ce nu? Nu, că noi acasă ce vindem le dăm cu daia de dulce, le dăm cu să se înroșească și după aceea îi ducem la piață și avem tarlaua noastră din care mâncăm. Ha? Deci... Da, cu una ne-o trăfești pe noi, cu una te hrănești tu, Da, pentru că oamenii care vând cu cantitate mare, vin cu cantitate mare la piață și atunci ca să nu li se strice și să nu piardă bani, încearcă să facă să dureze mai mult. Nici dumneavoastră să nu se mai plângă când au parte de controle în piață și să nu mai apeleze la vulgaritate sau... Că toată lumea zice, mă duc la țăran și cumpăr. Da, este foarte indicat, dar du-te la țărâncuța aia care este săracă și vinde în fața porții. Nu te du neapărat la țăranii din piață, care ei cumpără de la cine știe cine. Iar cei care fac agricultură și aruncă cu mâna azotul sau fosfatul sau cine știe ce aruncă, fără niciun control, cum poate să fie acel aliment bun? Și îngrășământul pământului este altul, este plin de chimicale. Mi-aduc aminte în copilărie, bunicii mei îngrășau pământul cu balegă de cal. Acum asta este era. Toxică balega aia. Da, exact. Deci, despre ce vorbim? Nu știu. Că, din păcate, nu mai găsim soluția, nu reușim să ieșim din labirintul ăsta. Mie mi se pare că este un labirint fără nicio ieșire, efectiv. Da, eu mi-aduc aminte o singură chestie destul de interesantă, dar extrem de tristă, de la materia pedologie, care studiază calitatea solului. Am terminat facultatea de geografie și cum un profesor ne spunea că exact același eșantion luat din exact aceeași câmpie a României, doar că la o diferență de 30 de ani au ieșit niște probe extrem de triste la ultima probă, adică din exact aceeași zona a țării. Nu din altă zonă să zici că da, mă, dar sunt 300 de kilometri distanță între cele două tipuri de sol. Nu, din exact aceeași zonă. Poluarea este foarte importantă. Aici profesorul punea pe seama agriculturii excesive și nemai ținându-se cont de niciun fel de criteriu. Sunt într-adevăr câteva pesticide și insecticide extrem de toxice și care cu timpul dar, se depun. Dar vezi tu că în agricultura asta bio, eco. Acum spun că sunt bune produsele respective și peste 2 ani de zile sunt retrase de la raft că produc anumite probleme. Deci agricultura este într-o continuă schimbare, noi suntem într-o continuă schimbare, sper la un moment dat generațiile viitoare să se imunizeze la ceea ce mănâncă și să reușească să trăiască. Oricum, speranța de viață a crescut. Probabil și aici este o problemă, că speranța de viață cu mulți ani în urmă nu era ca omul să ajungă la 80 de ani, 90 de ani. Era, dumne, trăia până la 45, 50 de ani, era perfect. Dar eu sper la un moment dat să se găsească o soluție în care să reușim să avem o alimentație corectă, să avem acces aici în țară
la toată tehnologia de ultimă generație și să avem acces și la sânge. Adică, știi, voi aveți Facebook, da? Da. Voi ați văzut câte campanii sunt pe Facebook. Prietenul meu are nevoie de sânge. Eu nu știu cum poți să reții oamenii de la donarea de sânge când sunt sute de campanii în care se cere sânge. De ce se rețin acești oameni? De ce nu luăm sânge, facem schimb cu alte țări, trimitem în țară, de exemplu, poate la Turnul Măgurele au nevoie de sânge. Cei de acolo ce fac? Până le vine sângele, n-au, nu. Deci sistemul de sănătate din România ar trebui pus mult mai mult la punct. Da. Acum, aici a pus punctul pe ei, doamna doctor, pentru că așa este. Ce mai putem spune altceva decât să vă întrebăm, singura șansă a românului rămâne turismul de sănătate? Turismul medical? Singura șansă a românului rămâne tot medicina de la noi. Asta este părerea mea, că mari guvernanți o să reușească să găsească o soluție pentru pacientul român, fie el oncologic sau de estetică, dar să găsească o soluție, astfel încât să nu mai fie nevoit să plece. Așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem când va fi găsită și care va fi găsit, care va fi această soluție. Eu până atunci, pentru toți care au nevoie, le obțin acele opinii medicale gratuite, care documentele sunt studiate de niște profesori foarte buni, care dau niște semnale. Dom'le, tu trebuie să faci următoarele analize pentru a stabili diagnosticul de certitudine. Sau tu ai mai putea să faci chestia asta? Ai mai putea să iei medicamentul ăsta? Sau, eu știu... Unde vă găsim? Pe numărul meu de telefon. Lumea, și acum mă tot sună, tot trimit opinie medicală gratuită sau pe mirela.miertoiu.ro. Noi avem și pagina noastră de Facebook, da. Ne-am uitat acum, am aruncat așa un ochișor pe ea, o putem observa și pe ecran în partea din stânga. Vă scriu oamenii pe Facebook pentru tot felul de... Da. Mai degrabă Facebook, nu este cea mai... În accesibilă general, cale de a... Da, e cea mai... cea mai accesibilă și ușoară, nu? Da, fără .ro la sfârșit. Atât. Mirela Miertoiu și mă găsește lumea. Ideea este că pacienții se trimit unii pe alții. Cea mai bună reclamă este faptul că tu te ocupi de ei și ei sunt bine și alegi cu grijă medicul la care să-l trimiți. Că nu poți să trimiți, dom'le, hai că te trimit în Turcia, vedem noi cine te preia. Nu. Eu trimit în general la medicii care au avut anumiți pacienți, cum sunt eu. Că medicul meu oncolog este extraordinar de bun, pentru că eu sunt aici cu voi după 7 ani. Cum pot eu să trimit la un medic oncolog care nu văd nici după un an pacienții lui, că nu mai sunt. Este un criteriu după care eu mă ghidez ca să pot să aleg medicul la care să trimit pacientul. Este foarte important că oamenii au încredere și... Dumneavoastră tot acolo ați reușit să... Ca lumea să înțeleagă că vă oferiți chiar pe dumneavoastră ca exemplu cât se poate de concludent. Nu mă ofer. Poate Dumnezeu așa a vrut. Poate ăsta a fost planul lui Dumnezeu cu mine. Adică să zică, măi Mirela, ai avut 55 de kilograme, dar acum am multe kilograme, că încă mai fac un tratament. Am ajuns la finalul matinalului. Vă mulțumim tare mult și vreau să ne promiteți că mai veniți la noi la matinal pe roți.
Noi am fost matinal pe roți, vă invităm să rămâneți în weekend alături de SNS TV pentru că veți regăsi în grila noastră de programe și unele emisiuni extrem de interesante, cum ar fi astăzi la ora 22 Astrologica, sâmbătă de la ora 12 Banul cu Sorin Manea, pe când duminică de la ora 20 avem News Podcast cu Oreste și Sorin Manea. Noi vom fi împreună și luni de la ora 7, Mircea și Cătălina o să vă dea bună dimineața în aceeași formulă. Weekend frumos. La revedere. Pa, pa.